27. Este pasajul pe care de obicei îl citim ca rugăciune de binecuvântare, dar în dimineața aceasta aș vrea și să medităm la semnificația acestei rugăciuni. Numeri capitolul 6, începând cu versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Fiecare copil care se naște e o minune. Și când te uiți la gingășia, la frumusețea lor, nu se poate să nu te gândești la felul în care Dumnezeu se atinge și îl creează pe fiecare. E o minune și până astăzi noi știm multe și înțelegem multe, dar tot minune rămâne. Știm cum se dezvoltă, dar nu știm de ce se dezvoltă așa. Știm unde e informația ca să fie fetiță sau să fie băiat, ca să aibă ochi albaștri sau ochi negri, ca să crească până la urmă să aibă 1,56 m sau 1,86 m. Știm unde e informația, dar nu știm cum să o reproducem și nu putem noi să o reproducem. Este o minune a creației lui Dumnezeu. Ne spun oamenii de știință că informația genetică din ADN, numai ca să o transcrii literă cu literă, îți trebuie 1000 de volume de câte 500 de pagini. 1000 de volume de 500 de... numai să transcrii informația. Dar ca să creezi toată minunăția asta. Și e adevărat cuvântul pe care îl spune omul lui Dumnezeu în Psalmul 139, că am fost țesut în chip tainic, în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că suntem niște făpturi minunate pentru că Dumnezeu care ne-a creat este un Dumnezeu minunat. Ne bucurăm pentru că Domnul v-a binecuvântat cu o fetiță. Aveți două mai mari și un băiețel și acum o fetiță încă. Domnul să o binecuvinteze. I-a spus numele Alexa. Știți ce înseamnă Alexa? Vă spun eu dacă nu știți. Alexa înseamnă apărătoare. Apărătoare. Alexandru înseamnă cel care apără pe bărbați. Dar voi ați spus Alexa, care înseamnă apărătoare. Deocamdată ea are nevoie de apărare. Pentru că e doar un copilaș. E fragilă și delicată și are nevoie de grija voastră. Dar mă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze să crească, să fie o apărătoare a cuvântului lui Dumnezeu, o apărătoare pentru copiii pe care Domnul îi va dărui ei odată, apărătoare pentru familia ei, apărătoare pentru ceea ce este bine. Cuvântul acesta pe care l-am citit din Numeri capitolul 6, trebuie să ne uităm puțin la contextul în care este spus. Pentru că prima parte a capitolului 6 din Numeri vorbește despre o lege cu care noi nu mai avem nimic a face. Legea Nazireatului. Dar în Israel era un lucru foarte important și foarte respectat. Și binecuvântarea aceasta este dată în contextul mai larg al acestei legi a Nazireatului. Și legea aceasta se referă la dedicare pentru Domnul. Bărbatul sau femeia care se dedica să fie nazireu trebuia să fie dedicat Domnului cu toată ființa lui. Și Domnul ne cheamă pe fiecare, dragii mei, să fim dedicați lui cu toată ființa noastră. Acela care alegea să fie nazireu, spune cuvântul, trebuia abstinența să fie caracteristică pentru viața lui. Trebuia să se abțină de la a mânca, de la a bea vin. Asta nu-i problemă. Dar spune, nici măcar struguri să nu mănânci. Dar hai, nici asta. Dar nici măcar sămânță de struguri sau pielea strugurelui, nici măcar stafide, nimic
ce are de a face cu via și care poate să fermenteze și care poate să ducă la vin. Vedeți? În lumea aceasta în care din ce în ce mai mult totul este permis, Domnul ne spune nouă, dacă vrei să fii dedicat pentru mine, tu trebuie să știi că ceea ce pentru lume e ok, pentru tine nu e ok. Pentru că de bună voie ați ales să-L urmați pe Domnul. De bună voie v-ați dedicat ca să fiți ai Lui. Și păstrați-vă, dragii mei, voi ca și părinți, curați în lumea aceasta. Chiar dacă vedem în fiecare zi cum lumea se degradează, voi să rămâneți curați pentru Domnul. Dumnezeu ne vrea să fim dedicați pentru El. Și în mod special, ca și părinți, și acum eu vorbesc și din perspectiva de bunic, îmi dau seama cât de important este ca noi să croim cărări drepte cu picioarele noastre, încât copiii noștri să vadă că suntem dedicați Domnului. Dragii mei, George și Ecaterina, voi să fiți dedicați Domnului în toată purtarea voastră, în ceea ce mâncați, în ceea ce beți, în lucrurile de care vă atingeți sau nu vă atingeți, în toate lucrurile, în toate aspectele vieții voastre, să fiți dedicați lui Dumnezeu. Și transmiteți sentimentul acesta de dedicare și copiilor voștri. Învățați-o pe Alexa că nu numai că a fost dedicată Domnului odată în 25 septembrie 2016, dar ea este dedicată pentru Domnul pentru toată viața ei. Învățați-o în fiecare zi că este dedicată Domnului și dați-i voi exemplul de dedicare, că ea așa învață, copiindu-vă pe voi. Ea știe cum să fie dedicată Domnului când se uită la viața voastră și vă imită și vă copiază pe voi. Învățați-o pe Alexa voastră că este fiică de Dumnezeu, că este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, că e o prințesă a lui Dumnezeu. Vedeți? Mă uit la copilașul voștru și Victoria și văd că zâmbește când spun că e prințesă. E o prințesă. Dumnezeu pune tare mare preț pe copilaș. De fapt, Domnul Iisus spune odată, dacă nu ne facem ca și un copilaș, nu putem să moștenim împărăția cerurilor. Au o valoare mare în ochii lui Dumnezeu. Învățați-i să trăiască potrivit cu valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în ei și felul în care privește la ei în fiecare zi. Învățați-o pe Alexa voastră, care preț în ochii Domnului. În cartea prorocului Isaia, Domnul vorbește poporului și îi spune, ai preț în ochii mei și te iubesc, de aceea dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Atât de mult prețuiește Dumnezeu viața lui Alexa și viața voastră, dragii mei, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, ce a avut mai scump, ca să vă răscumpere. Și acum voi să duceți mai departe mesajul acesta al răscumpărării, al îndurării lui Dumnezeu. Binecuvântarea este legată de ascultare. Ca și părinți, noi îi învățăm pe copiii noștri lucrul acesta. Dacă asculți și faci ce spun, atunci primești cu tare sau cu tare lucru. Dumnezeu vrea să binecuvinteze. Dumnezeu vrea să binecuvinteze. Problema nu este că Dumnezeu n-ar vrea și cumva noi trebuie să stoarcem binecuvântarea de la El cu forța. Ci problema e că uneori noi împiedicăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că refuzăm să ascultăm, refuzăm să umblăm în calea Lui. Umblați, dragii mei, în calea Domnului, pentru ca binecuvântarea să fie revărsată asupra voastră. Noi toți vrem să fim beneficiarii binecuvântărilor legământului, dar asta înseamnă că trebuie să fim și oameni care respectă legământul încheiat cu Dumnezeu. Voi ați făcut un legământ cu Domnul. Pentru copiii voștri este un timp în viitor când ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze, să-i aducă la punctul acesta să încheie un legământ. Amin.
dar viața voastră va fi pentru ei un model și va ajuta. Dacă voi trăiți frumos legământul, vor dori și ei să intre în acest legământ cu Domnul. Și putem să-i încurajăm să creăm un mediu în care ei să dorească să fie parte în acest legământ. Cuvântul Domnului, Domnul care vrea să binecuvinteze, rostește, îl învață Domnul pe Moise cum să-l învețe pe Aron să binecuvinteze pe Israel. Și când spun aici pe copiii lui Israel, nu se referă la bebeluși, se referă la tot poporul. Și spune așa, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Toate binecuvântările acestea, toate încep cu același cuvânt, care spune Domnul, pentru că El este singurul care are puterea și bunătatea ca să dea binecuvântare. El să te binecuvinteze, El să te păzească. Noi încercăm să ne păzim noi, dar spune psalmistul, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba trudesc oamenii. Domnul este acela care binecuvintează, Domnul este acela care păzește. Și fie paza Lui asupra familiei voastre și în special asupra micuței Alexa. Spune, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Când Domnul își înalță fața, își înalță fața ca și Cel care cunoaște toate lucrurile, Cel care poate toate lucrurile. Când El își înalță fața peste tine ca să se îndure de tine, El privește și privește cu bunăvoință și vrea să poarte pe brațele Lui viața aceasta nouă pe care voi i-o puneți astăzi în brațe. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Când fața lui Dumnezeu este înălțată asupra micuței Alexa, asupra familiei voastre, este fața Domnului care strălucește în sfințenie, care strălucește în îndurare și în bunătate. Și fie ca fața Lui să fie înălțată asupra voastră și El să vă dea pacea. Și pacea pe care o dă El este o pace care rămâne. Domnul Iisus ne promite și spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, ci vă dau cu autoritatea Celui care își înalță fața peste voi și care poate să vă dea pacea. Ați adus-o pe Alexa înaintea Domnului și înaintea bisericii, pentru ca împreună să ne unim și să cerem binecuvântarea Domnului asupra vieții ei. Și ne vom uni să cerem lucrul acesta. Domnul este bun și El vrea să dea binecuvântarea. Domnul este un Domn care iubește copiii, care iubește părinții, care iubește pe toți copiii Lui. Domnul v-a încredințat-o pe Alexa voastră pentru o vreme. Tare repede trec anii. Îmi vine într-un fel greu să recunosc că fiica noastră are 34 de ani. Avem deja nepoți mari. Anii trec. O aveți pe Alexa pentru puțină vreme. 18 ani? La 18 ani te-ai măritat, așa-i? 19? Așa, ai mai așteptat-o. Da, eu am zis așa, 18-20 de ani se mărită. Sau pleacă la școală. O aveți pentru puțină vreme. Prețuiți timpul. Ocupați-vă cu dragoste să o călăuziți în calea Domnului. Prețuiți anii aceștia pe care Domnul v-a dat-o vouă, pentru că în mod special v-a dăruit-o vouă ca voi să o creșteți pentru împărăția Lui. Domnul v-a dăruit-o ca să o creșteți pentru El și nu pentru lume. Așa că umblați în sfințenie înaintea Domnului și creșteți-o pentru El în fiecare zi. Ea Domnului, este a Domnului, dar vouă v-a încredințat-o pentru o vreme ca să o creșteți. Și Domnul să vă ajute, să vă binecuvinteze, să trăiți viața în ascultare de El, să vă dea putere și sănătate. Și ce aveți nevoie ca împreună să puteți crea mediul în care Alexa, ocrotitoarea aceasta, apărătoarea, să crească frumos pentru Domnul.
Ocrotiți-o, ocrotiți-o voi acum, prin rugăciune, prin dragoste, prin dedicare. Domnul să vă sfințească El însuși pe deplin, și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru, să fie păzite întregi și fără prihană, până la venirea Domnului. El are puterea să facă lucrul acesta și să o crească pe micuța Alexa, să fie a Lui, nu numai pentru veacul de acum, ci pentru totdeauna. Domnul să sfințească familia voastră și familiile din biserică. Am vrea cu toții să putem să ne îndrumăm copiii în calea Domnului, pentru că, așa cum spune cântarea, eu cât și casa mea voim, o Doamne, ca să Te slujim. Dar cerem puterea Domnului ca să facem aceasta. Și El are puterea să lucreze mult mai mult decât știm noi să cerem. Dimineața aceasta, înainte de a rosti rugăciunea de binecuvântare, de a încredința pe Alexa și familia voastră întreagă în ocrotirea și în paza Domnului, vom asculta o poezie. Sora Liuba a pregătit o poezie specială pentru binecuvântare. Și după poezia aceasta ne vom ruga împreună pentru binecuvântarea fetiței voastre. Copiii sunt florile frumoase și sunt un dar plăcut, ca florile din câmp ce Domnul le-a crescut. Sunt prelurgirea vieții aici pe pământ, sunt darul ce ne-a dat din cerul Domnul Sfânt. Aveți un dar de preț ce Domnul vi l-a dat, o floare minunată ce mult ați așteptat. Acum voi ați adus aici la închinare și Domnul vrea ca astăzi să-i da o mare binecuvântare. Ați devenit răspunzători de acest copil iubit. Toți cerem de la Domnul să fie ocrotit, să crească mare, pe Domnul să slujească și să vă bucurați de Alexa când mare o să crească. Dar voi să fiți lumină în viața ei mereu, trăind o viață sfântă cum o vrea Dumnezeu. Și cel din jur să vadă o pildă de urmat, ca să cunoască viața de creștin adevărat. Iubiți-vă copiii cum Domnul ne-a iubit și a dat pe Fiul Său să fie răstignit. A Lui iubire sfântă e puriu printre noi, să avem o mângâiere la bine și nevoi. Învață pe copil calea bună de urmat, ce Domnul a croit când ne-a răscumpărat, ca să iubească pacea, dreptatea și credința, căci tocmai în aceasta constă și pocăința. Nu mâniați copiii ca să nu-și piardă nădejdea, ci sfătuiți-i blând cum ne învață legea. Și tot ce voi doriți ca vouă să vă facă, făceți și voi la fel ca Domnului să-i placă. Amin. Amin. Haideți să venim ca și biserică, ne vom ridica. Părinții Soie Caterina sunt în Westfield. Vor merge să vadă familia, că cei am dat să vin aici față, pentru ca părinții să poată să-i vadă și să se cumpere de ziua aceasta. Poate la venitul meu ca să citești pasajul acesta de binecuvântare, după ce rostim binecuvântarea și numele micuții Alexa, toată biserica, ne numim și spunem amin. Numer 6, de la versetul 22-27. Cuvântul pe care Domnul ne învață să-l rostim. După ce vom citi cuvântul acesta, se va ruga întâi tata și mama, după ce va ruga pe rază și mă ruga pe ori. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Alexa. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Alexa. Amin.
Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Alexa. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Dumnezeule Sfânt, Doamne, Tu ești mare, Doamne, Tu ești un Dumnezeu adevărat care își iubește copiii Lui. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu existi pentru noi acolo sus, Doamne, și că Tu veghezi asupra noastră. În această zi, Doamne, venim înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea Ta, Doamne, asupra familiei mele, Doamne, să binecuvântezi, Doamne, Tu copilașii noștri, Doamne, Amin. Deosebi binecuvântă, Doamne, și pe Alexa. Dorim, Doamne, ca să o punem, Doamne, în brațul Tău, ca Tu să ai grijă de ea. Fiindcă știu, Dumnezeule, că ceea ce este în brațul Tău cel Sfânt, Doamne, nu va pieri niciodată. Doamne, sfințește-Tu familia noastră și ia loc, Dumnezeule, Tu în familia noastră, Doamne, ca să fim niște copii plăcuți Ție. Îți mulțumesc pentru soția care mi-a dorit-o, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca să fim niște soți, Doamne, și niște copii ai Tăi, Doamne, plăcuți Ție. Binecuvântă, Doamne, pe Victorița, Doamne, pe Grace, pe Adrian, Doamne, fii, Doamne, Tu cu noi în toate și noi Ție-ți mulțumim că Tu ne iubești și Tu ne asculti, Dumnezeule, așa cum suntem noi. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu frumos, Dumnezeule, pentru că Tu ai fost cu noi bun prezent, Dumnezeule, ne-ai dat sănătate, ai avut grijă, Dumnezeule, de noi, Dumnezeule, îți mulțumesc că ai fost pe, cu mine, Doamne, pe parcursul sarcinii, Dumnezeule, pentru că Tu mi-ai dat o naștere ușoară, îți mulțumesc, Doamne, pentru cei care s-au rugat pentru mine, Dumnezeule, îți mulțumesc, Doamne, pentru soțul meu, Doamne, pentru că Tu ne dai sănătate, Doamne, și ne ajuți, Doamne, ca să trăim frumos împreună, Dumnezeule, pentru Tine. Ajută-ne, Dumnezeule, ca să trăim frumos, Dumnezeule, ca copilașii noștri, Doamne, să vadă un exemplu bun, Dumnezeule, în noi și văzând, Doamne, pe noi, Dumnezeule, ca adevărați copii ai Tăi, Doamne, să vrei, Doamne, și ei să fie, Doamne, ca noi. Te rog frumos, Dumnezeule, ca Tu să binecuvintezi fiecare copilaș al nostru care Tu ne l-ai dat, Dumnezeule, te rog frumos ca Tu să-i păzești, Dumnezeule, și să-i ajuți, Dumnezeule, ca să nu se depărțeze, Doamne, de pe calea Ta. Acum te rog frumos, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi pe Alexa, Dumnezeule, o aducem în brațul Tău, Dumnezeule, și te rog frumos, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi și când va crește mare, Dumnezeule, să dorească și ea, Dumnezeule, ca să Te urmeze pe Tine, Doamne, și să devină copilașul Tău. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru această biserică, Dumnezeule, și te rog frumos ca Tu să binecuvintezi pe fiecare în parte. Îți mulțumesc frumos pentru dragostea Ta, Doamne, și pentru că Tu ne iubești. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta dimineața aceasta și îți mulțumim că ești un Dumnezeu al minunilor. Vedem asta atunci când se nasc copilași. Mai mult decât atât, îți mulțumim că Alexa s-a născut sănătoasă. Îți mulțumim că ai pregătit-o să se nască într-o familie sănătoasă. Mă rog să binecuvântez familia aceasta în întregime. Este așa o bucurie să stăm înaintea Ta și să venim înaintea Ta. Acum te rugăm pentru Alexa să o faci o apărătoare a valorilor Tale. Să faci pe Alexa, Doamne, o apărătoare a credinței. Să o faci, Doamne, pe Alexa o apărătoare a familiei. Să o ajuți să fie o lumină în lumea aceasta și, Doamne, să știe să dea direcție. Te rog să o sfințești, să o crești. Ne rugăm să o protejezi din punct de vedere fizic. Să-i dai sănătate și o creștere bună. Și apoi, Doamne, din punct de vedere spiritual, te rugăm să o faci cu adevărat o fiică a Ta, Amin. Care să te caute cu toată inima, să te iubească cu toată inima, să dorească relația cu Tine cu toată inima. Viitorul ei îl punem în mâna Ta. S-a născut, Doamne, într-o vreme tulbure, într-o lume tulbure, în vremuri grele, dar știm că în același timp Tu ești același, ieri și în veci. Și o voi păstra curată pentru Tine și pentru împărăția Ta. Fie numele Tău peste ea, fie slava Ta să se vadă în purtarea ei de fiecare zi. Să știe toată lumea că Alexa îl are ca Domn și Mântuitor pe Hristos. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Părinte Ceresc, te binecuvântăm pentru că dai daruri bune copiilor Tăi. Mulțumim pentru Alexa, mulțumim pentru viața ei care este scumpă înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, întinde-ți mâna cu îndurare, fața Ta să strălucească asupra ei. Te rugăm, binecuvintează pe George și Ecaterina să trăiască frumos, să trăiască în voia Ta. Binecuvintează copilașilor să crească în cunoașterea Ta.
Întinde-ți mâna cu îndurare, Doamne, și lasă râul Tău de binecuvântare să curgă. Mulțumim pentru că de la Tine vine orice dar bun și desăvârșit. Încredințăm pe Alexa în brațul Tău și îți mulțumim pentru că o vei purta în fiecare zi. Binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin. Amin. Râul binecuvântării peste noi azi revarsă-l, acum când plecați de pe a Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi și cu toți cei mântuiți de acum și până în veci. Amin. Amin. Domnul păcii să fie cu tine în cutună.